diferențele dintre bărbați și femei au fascinat omenirea încă din cele mai străvechi timpuri. De fapt, înțelepții fiecărei epoci au produs numeroase teorii pentru a le explica. Între timp, progresul științific a permis cercetătorilor să descopere complexitatea elementelor ce stau la baza deosebirilor dintre bărbați și femei și chiar să stabilească diferențe uimitoare între cele două sexe. În tot acest timp, cercetătorii au analizat în special 4 caracteristici ale creierului: chimia, procesarea, activitatea și structură. În anul 2018, oamenii de știință din Marea Britanie, de exemplu, au publicat cel mai mare studiu realizat vreodată asupra diferențelor structurale în creierul bărbaților și al femeilor, unde au analizat peste 5.000 de participanți. Iată și alte detalii curioase la acest capitol. E greu să spui, privind un creier, dacă el este de femeie sau de bărbat. Iar comportamentele cele care noi le căutăm diferite n-au o explicație anatomică, să zic așa. Creierul nostru, de fapt, este cine suntem noi. Dacă inima ta e defectă și o transplantezi, îi pui altă inimă, tu ai să trezești a doua zi și ai să fii tot tu. Pentru că inima pompează sângele spre organe. Dacă tu ai să ai nevoie de un alt creier și ție o să-l pună, tu ai să trezești, ai să mai fii tu? Da, să fii tu. Și chiar s-au făcut studii mari care s-au uitat la rezonanțele magnetice. S-au găsit careva modificări, dar asta ține mai mult nu de structură, dar de mărime. Sunt unele zone care sunt mai active, de exemplu, zona prefrontală sau zona care răspunde de empatie, de grijă, dar astea sunt cumva instinctive sau pot fi explicate prin diferențele, până la urmă, cromozomiale. Adică noi, cromozomial, bărbații și femeile, suntem diferiți. Hormonii joacă un rol extrem de important. La fel, hormonii sunt foarte diferiți la bărbați și la femei, respectiv influențează. Dar nu influențează atât structura, cât funcția creierului. Cu 10-11% în medie, creierul femeii e mai mic decât al bărbatului, dar și alte organe, la fel și inima, sau plămânii, sau ficatul, sau rinichii. Întrebarea aici ar fi mai bine dacă mărimea contează. Și răspunsul este nu, la creier nu mărimea contează. Dacă să luăm ca exemplu mărimea creierului de balenă sau de elefant, este net superioară comparativ cu creierul nostru, dar asta nu înseamnă că iau o inteligență mai mare decât noi. Bolile de tip depresia și anxietatea sunt mult mai frecvente la femei, sau bolile autoimune, cum este scleroza multiplă, de exemplu. Ce înseamnă boală autoimună? Atunci când organismul se atacă pe sine însuși. În afară de asta, maladia Alzheimer, care este de fapt o demență și este o boală foarte populară. 2/3 din pacienții cu Alzheimer sunt femei. Boala Parkinson afectează de 2 ori mai mult bărbați decât femeile, dar explicația încă nu este până la urmă elucidată. Atunci când ceva nu este ok sau este vorba de o durere care nu este atât de acută, care să vă pună să mergeți la doctor, dar totuși vă deranjează, ar fi bine să vă adresați. Este mult mai simplu să intervenim la o etapă când putem să intervenim decât să așteptăm prea mult și să fie prea târziu. Aveți grijă de sănătatea creierului dumneavoastră. Există o mulțime de teorii despre diferențele creierului unui bărbat și cel al unei femei, care de multe ori, să recunoaștem, se bat cumva cap în cap. Iată de ce ne-am propus să invităm un specialist neurolog pentru a ne forma o părere corectă. Doamna Lilia Rotaru, care sunt totuși schimbările vizibile între creierul unui bărbat și cel al unui femei? Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație. Aveți perfectă dreptate. Bărbații sunt diferiți, femeile sunt diferite, creierul lor la fel este diferit. În primul rând este și o diferență ca și mărime, anatomică, dar este și o deosebire funcțională. Astfel încât abilitățile cognitive în anumite aspecte ale femeilor sunt cumva diferite de cele ale bărbaților. În special, aceste diferențe țin de memoria lingvistică și memoria verbală. Se cunoaște că femeile au o capacitate de comunicare verbală mult mai bună decât bărbații. Ele au o fluență verbală mai mare, ele
pot să-și imagineze lucrurile care vor avea loc în viitor. Narațiunile lor sunt mai colorate, mai pline de emoții. Ele pot să-și acceseze magii rapid decât bărbații. Evenimentele memorate, mai ales dacă ele au un substrat emoțional. Deci s-a constatat că, într-adevăr, există niște diferențe funcționale între creierul femeii și creierul bărbaților. Noi am selectat câteva curiozități de pe internet și a să vă rugăm în continuare, în câteva cuvinte, să le comentăm împreună. Da, doamna doctor, bună ziua! Am mai găsit o curiozitate. Femeile au tendințe de a comunica mai eficient decât bărbații, abordând diferite aspecte și utilizând sugestii non-verbale. Pe altă parte, bărbații au dificultăți de a înțelege emoțiile care nu sunt explicit verbalizate. Cât este de corect această afirmație? Într-adevăr, există diferențe atât anatomice, structurile care sunt responsabile de emotivitate și de comportament non-verbal, la femei sunt ca și volum mai mari decât la bărbați. Iar cantitatea de neuromediatori care pun în funcție aceste structuri, la fel, sunt mai mari la femei. Acest lucru și explic diferențele pe care dumneavoastră le-ați remarcat atât de bine. Și iată încă o curiozitate care ne face pe noi femeile mai cu încredere în sine. Bărbații au tendința de a procesa mai bine cu ajutorul emisferei stânge a creierului, pe când femeile procesează informațiile la fel de bine cu ambele emisfere. Ce ne puteți spune despre asta? Este adevărat. Studiile științifice ne aduc așa informații că bărbații au o lateralizare mai mare a funcțiilor cognitive în general. Ca și rezultat este faptul că bărbații operează totuși cu informații concrete, iar femeile operează cu informații narrative, mai lungi, mai bogate și mai colorate. De unde vine informația despre lateralizarea funcțiilor cognitive? Ea vine din experiențele neuroanatomice, neurochirurgicale. Deci, dacă la un bărbat este o suferință a emisferii stângi, atunci el va avea scoruri lingvistice, spre exemplu, mai mici. O femeie cu același tip de leziune și aceeași localizare va avea scoruri lingvistice mai bune, pentru că funcția respectivă la femeie este controlată din ambele emisfere. Iar la bărbați această funcție este controlată doar din emisfera stângă. Există cazuri în medicină când se fac lobectomie, deci se înlătură chirurgical o anumită structură a creierului, un lob. În cadrul proceselor patologice care presupuneau înlăturarea lobului temporal stâng, bărbații își pierdeau abilitățile lingvistice. Același lucru nu a fost valabil pentru femei. De aici vine ipoteza și, de fapt, și confirmarea pentru faptul că bărbații au funcții cognitive, lingvistice mai lateralizate, iar femeile au controlul acestor funcții din două emisfere. Și, de fapt, informațiile cognitive la bărbați și la femei se procesează pe diferite căi. Așa ne arată nouă studiile funcționale ale funcțiilor cognitive. Dar rezultatul, sau așa să spunem, finalitatea este aceeași. Deci bărbații și femeile merg pe diferite căi pentru a procesa cognitiv anumite informații, dar finalitatea este aceeași și nu este o diferență de inteligență la mijloc. O altă curiozitate ce ține de factor de stres. Cum răspund bărbații, cum au tendința de a avea un răspuns la stres de genul luptă sau fugi, iar femeile adoptă strategia îngrijește și apropie. Motivul pentru care aceste reacții sunt diferite poate să aibă o legătură cu nivelul de hormoni, neapărat ce ține de oxitocină, estrogen sau testosteron? Dumneavoastră aveți dreptate. Cea mai mare diferență între bărbat și femeie sunt hormonii sexuali, bărbătești testosteron și femeiești estrogeni. Acest lucru și explică comportamentul diferit. Există teoria de bărbat luptător. Deci s-a constatat că bărbații reușesc să se coapteze în grupuri
și manifestă o anumită agresiune față de potențialii rivali. Deci, de întotdeauna, oamenii s-au grupat în mici așa societăți, da? Câte doi, triburi, familia inclusiv este un grup social. Deci, pulsiunea respectivă de a se coapta și a fi agresivi față de potențiale rivale vine din faptul că își doreau dintotdeauna, deci asta este o memorie ontogenetică, își doreau să achiziționeze și să păstreze resursele reproductive, adică femeile. Deci istoric este așa că bărbatul apără, bărbatul câștigă, bărbatul este persoana care îi poate să opună rezistență unor forțe care sunt ostile căminului său. Tot ontogenetic, din istorie, femeia este cea care este lângă cămin, este căldura și este sufletul unei familii și care are grijă de copii. Deci asta ar fi explicația. Doamna doctor, ci că bărbații și femeile percep diferit până și durerea. Femeile sunt mult mai capabile să-și localizeze cu exactitate durerea și încearcă să caute mai repede o soluție, un tratament pentru aceasta. Deci, realitatea este că pragul de durere și toleranța la durerea femeilor și bărbaților este diferită. Ca un bărbat și o femeie să aibă aceeași durere, este nevoie de un stimul mai puternic pentru bărbat și un stimul mai mic pentru femeie. La fel, bărbații tolerează durerea mai ușor. De aceea, femeile, într-adevăr, merg și caută ajutor medical mai frecvent decât bărbații, pentru că ele au o sensibilitate la durere. Și explicația aceasta vine iarăși din hormonii sexuali. Estrogenii sunt cei care fac femeie ca să fie mai sensibilă la durere. Bărbații au mai bună dezvoltare în spațiu, abilitatea de a se orienta în spațiu. Experții au descoperit că la femei zona parietală a creierului este mai groasă, fapt care îngreunează abilitatea lor de a roti mental obiectele. Cât este de corectă această afirmație? Despre acest lucru aș putea să spun că femeile abordează diferit plasarea în spațiu a obiectelor, deci este o teorie așa se numește egocentrică. Pentru a procesa anumite informații spațiale, femeile au nevoie de niște repere de relief, de landșaft. La bărbați nu este necesar acest lucru, pentru că la ei este un alt fel de strategie de abordare a informațiilor spațiale, care se numește alocentrică și, de fapt, presupune că bărbații au o hartă mentală direcțională sud-nord-sud. Deci bărbații mai ușor se orientează. Aceasta este o constatare. Totuși, anume, femeile pot să localizeze cel mai bine obiectele și tot ele sunt cele care remarcă niște schimbări subtile într-un obiect țintă. Noi cu toții știm cât de multe detalii pot să amintească femeile cu privire la cutare persoană sau cutare persoană. Deci ele sunt foarte, foarte așa specializate pe modificările cât de subtile nu ar fi ale unor obiecte din spațiu. Creierul bărbaților se aseamănă 99% cu cel al femeilor. Însă tocmai acest 1% face toată diferența și e una uimitoare. Doamna doctor, noi vă mulțumim pentru adevărurile științifice care ne-ați făcut cumva să vedem diferit lucrurile. Până la urmă, se pare totuși că femeile sunt de pe Venus, iar bărbații de pe Marte și iată că împreună găsim noi cumva un consens pe Pământ.